Salutare, prieteni! Aici noi avem prună și vreau să vă arăt o gafă făcută de mine cu două, trei, adică cu o săptămână, două în urmă au fost efectuate strupiri la prună. Înainte de asta, de a strupi pruna, au mai fost efectuate strupiri la alte culturi și din cauza că rezervorul nu a fost clătit și nu a fost vărsată chimia și care de apă a rămas, după asta s-au mai adăugat alte substanțe, funicid și insecticid. Și uitați-vă și pot să prinească dacă rezervorul nu e clătit bine după alte substanțe chimice nepreconizate la prună. Uitați-vă, și asta este o frunză, el, adică a fost copac, a fost afectat, dar deja el își revine. Este foarte important, adică după orice strupire să fie clătit foarte bine rezervorul cu care ați strupit pruna, deja își revine. Adică, practic, eu nu înțelegeam de ce așa se întâmplă. După asta am înțeles care-i cauza. Aceste frunze se vor usca, vor cădea. Iacă de aici, uitează cum arată o frunză sănătoasă. Deja el crește în sus. A fost și încetinit și creșterea, adică într-o săptămână cât el trebuie să crească, aproape s-a încetinit, dar pomii cresc, au în jur de un metru și ceva. Așa, aveți grijă. O zi bună.